CSM Slatina s-a despărțit în ultimele două zile de numai puțin de 5 jucătoare. În cazul unora, despărțirea s-a datorat pretențiilor financiare impuse pentru a semna noul contract, iar al altora prestația nemulțumitoare din acest sezon. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care nu vor mai face parte din lotul nostru pentru ediția următoare de campionat. Este vorba despre Clara Vădinanu, care în mod special îi mulțumim și ei și Nicoletei Rusu pentru că au făcut parte din lotul nostru o perioadă destul de lungă de timp. Clara, după cum știți, a avut extrem de multe probleme de sănătate și ăsta a fost unul dintre motivele pentru care ea nu și-a mai prelungit. Locul jucătoarelor care au părăsit echipa va fi luat de alte sportive. Staful tehnic are deja în vizor mai multe jucătoare. Primele două sportive care vor evolua în sezonul viitor sub culorile echipei slătinene sunt Rebecca Necula de la Cluj și Elena Livrinichi, macedoneană de 26 de ani de la Gloria Buzău. Mi-aș dori 5-6, după cum am spus, adică mi-aș dori extrem de mult să avem un lot de 16-17 jucătoare, să avem 3 portari care au rămas pe loc, este clar, să avem măcar 16 jucătoare pe foaie. Noi n-am avut nici măcar 16 jucătoare pe foaia de joc. Mi-aș dori foarte mult să avem măcar una peste cele 16, pentru că ați văzut, campionatul e lung, este greu, adversarii se întăresc, sunt extrem de puternice echipele. Jucătoarele de la CSM Reșița au intrat în vacanță încă de acum o săptămână. Ele vor reveni la antrenamente la mijlocul lunii viitoare, când vor începe pregătirile pentru viitorul sezon.